Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Deci foarte des dușmanii pomilor noștri sunt rozătoarele, cum ar fi iepurile, cum ar fi căprioara, cum ar fi multe alte animale de pădure care nu găsesc altă hrană decât scoarța puieților, pomilor, pomișorilor noștri din livadă, din plantație. Și deci astăzi vreau să vă prezint cea mai eficientă metodă de protecție a plantelor contra rozătoarelor, bineînțeles că partea aeriană a plantelor. Nu vorbim despre rădăcină, ci vorbim despre tulpină, despre ramurile pomilor, care cel mai des sunt atacate de rozătoare. Pentru acest lucru voi folosi așa o plasă pentru tencuială sau cum se mai zice, plasă armată din fibră de sticlă, și anume din fibră de sticlă, fiindcă ea practic nu degradează nici sub razele soarelor, nici din cauza ploilor și vânturilor, deci este pe vecie această plasă, dar bineînțeles că nu o vom folosi veșnic, o vom folosi doar atâta timp cât pomii noștri sunt potențial atacați de rozătoare. Deci, pentru aceasta, cum am spus, luăm plasă, lungimea ei, în cazul meu, este de 50 de centimetri. Dacă tulpina pomilor este mai înaltă, este de 1 metru, atunci folosim plasă cu lungime de 1 metru. Pentru mine este destul, jumătate de metru. Până la urmă, cel mai des este atacată de iepuri pomul. Și avem nevoie de așa o placă, nu contează lungimea ei, important este ca diametrul, în cazul meu, este destul de 15 cm, fiindcă totul depinde de diametrul tulpinii pomului. Deci dacă este diametrul mai mic, folosim o placă mai îngustă, dacă este un diametru mai mare, folosim o plată mai lată. În cazul meu, 15 cm este mai mult decât destul. Și deci facem așa, deci punem plasa pe această placă și o învârtim. Câte ori învârtim această plasă, atâtea bucăți vom obține în urma tăierii. Deci eu am învârtit aproximativ 5-6 ori, nici n-am numărat, dar de fapt eu am nevoie doar de două, am doi pomi pe care trebuie să-i protejez. Și punem pe masă această placă cu un cuțit bine ascuțit, vom tăia în jumătate plasa noastră. Deci, uite așa, noi am obținut, acuși vă zic, eu am obținut 3 plase, 3 bucăți de plasă cu diametru, cu lățimea de aproximativ 30 de centimetri, fiindcă placa noastră a avut 15 centimetri, acum noi avem 30 centimetri lățime și 50 de centimetri în lungime. Și haideți să aplicăm această plasă pe tulpina pomilor. Deci această tulpină o vom proteja de la rozătoare. Pentru asta, cum am mai arătat, vom folosi plasă și un capsator pentru a ușura munca și a optimiza pentru a face cât mai repede acest lucru. Deci vom înveli tulpina pomului, uite așa, și vom capsa cu acest capsator. Deci, acum tulpina pomului este protejată. În primul rând, această plasă permite pătrunderea razelor solare, pătrunderea aerului și nu permite pătrunderea dinților dăunătorilor. Deci, această suprafață este protejată foarte rapid, foarte ușor. Probabil că trebuia să aleg un diametru un pic mai mare pentru această tulpină, dar nu este o problemă. Dacă va fi diametrul prea mic, va fi nevoie de schimbat această plasă peste un an, doi, cu un diametru mai mare, ori din start aplicați o plasă cu diametru mai mare și deci cel puțin 3-4 ani nu vom mai atinge această plasă, fiindcă ea va proteja foarte mulți ani la rând tulpina pomului de atacul rozătoarelor. Deci, cum v-ați convins, este o metodă foarte simplă și foarte eficientă. Se mai folosește și vopsirea cu var, dar, după cum am urmărit eu ultimii ani,
puțin îi împiedică varul pe rozătoarele flămânde care atacă pomii noștri. Se mai folosește și var în amestec cu nisip. Se zice că acel nisip deranjează dinții rozătoarelor și ei nu vor roade scoarța, dar este foarte complicat, fiindcă nisipul mereu se lasă la fundul găleții cu var și deci mereu trebuie amestecat ca să fie amestecat varul cu nisip și administrat pe suprafața pomului. Se mai folosește și substanțe cu un miros foarte respingător, dar este și pentru noi complicat să lucrăm cu acele substanțe care miroase foarte urât. Se mai folosește și se ungă tulpinile pomilor cu slănină, cu untură de porc, dar, cum s-a adeverit, această soluție atrage foarte mult câinii vagabonzi, adică maidanești, câinii sălbatici, care, crezând că este ceva gustos, deja câinii rod suprafața pomilor. Deci, această metodă este cea mai reușită, folosiți-o, este rapid, eficient, calitativ, iar eu vă spun succes și spor la treabă!